Crucea de pe dealul Chiciora din apropierea satului Godeanu, județul Mehedinți, a fost astăzi loc de pelerinaj pentru credincioșii veniți pentru a se ruga la praznicul Înălțării Sfintei Cruci. Pe un podium special amenajat la baza crucii, preasfințitul părinte Nicodim, episcopul Severinului și Strehaiei, a săvârșit Sfânta Liturghie. Este primul an când se săvârșește aici Sfânta Liturghie de praznicul Înălțării Sfintei Cruci. În cadrul slujbei, preasfințitul părinte Nicodim a rostit un cuvânt de învățătură în care a afirmat că Sfânta Cruce este armă împotriva celui rău. Ne aflăm la baza acestei cruci care ne aduce înaintea ochilor minții noastre că pe o sfântă cruce, altarul de jertfă și-a vărsat sângele când a fost răstignit Domnul nostru Iisus Hristos. Prăznuim astăzi Înălțarea Sfintei Cruci datorită Sfintei Elena, care a înălțat Sfânta Cruce după ce a descoperit-o la Ierusalim prin darul lui Dumnezeu. Este astăzi un prilej pentru fiecare dintre noi să medităm la Sfânta Cruce, fiindcă Sfânta Cruce are putere asupra vrăjmașului diavol. Crucea a fost ridicată aici în memoria mamelor eroine care au rămas văduve în timpul războaielor, dar și pentru a marca locul unde cu 6 secole în urmă, credincioșii din satele apropiate se adunau la rugăciunea instituită de Sfântul Nicodim de la Tismana pentru izbăvirea de ciumă. Suntem pe dealul Chiciura, este locul cel mai înalt din podișul Mehedințului, aici unde tronează o cruce imensă, foarte frumoasă, înălțată prin grija preasfințitului părinte Nicodim și care se vede de la distanțe foarte mari din satele de nord ale județului Mehedinț, din spre Târgu Jiu se vede de la câmp, se vede de la Dunăre și chiar din satele de lângă Dunăre din Serbia. Sigur că lucrul acesta ne bucură pe toți. Îl felicităm pe preasfințitul părinte Nicodim pentru această muncă grea, căci a fost într-adevăr o muncă grea pentru a ridica o asemenea cruce aici și suntem bucuroși că am participat cu toții la slujba arhierească ce s-a ținut astăzi cu ocazia praznicului Înălțării Sfintei Cruci. După slujbă, rapsodul Ion Crețeanu, directorul ansamblului Doina Oltului, a oferit un scurt moment artistic. Bucurie mare pentru mine, imensă, să fiu astăzi pe 14 septembrie la Godeanu, loc de care îmi este foarte, foarte drag. Ținuturi de care sunt atașat, avându-l la mijloc pe preasfințitul Nicodim. O minune de om. Cât de importantă credeți că este această sărbătoare aici, pe dealurile acestea? De aici, de la înălțimea aceasta a credinței noastre, îi chemăm pe toți spre lumină. Episcopia Severinului și Strehaiei face gesturi absolut fenomenale, epocale, construind aici o asemenea cruce, un far, dacă vreți, un chemător la lumină, la închinare și la rugăciune. La baza acestei Sfinte Cruci se săvârșește de 2 ori pe an Sfânta Liturghie, în vinerea de după sărbătoarea Sfinților Împărați Constantin și Elena și la praznicul Înălțării Sfintei Cruci.